Cămașa, Ia, Catrința fac parte din portul nostru tradițional care ne identifică ca națiune. În satul Vădeni, raionul Soroca, meșterii populari se adună la Casa de Cultură și brodează haine naționale, iar cel care îi inspiră spre noi idei, modele unificate, este nimeni altul decât neîntrecutul meșter popular Simion Lungu. Aici, tradiția este păstrată cu sfințenie din moș strămoș. Simion Lungu din Vădeni Soroca a reușit să readucă la viață tradiția confecționării costumelor populare autentice în satul său de Baștină, fiind preocupat de costumul popular încă din 1986, când a câștigat un concurs cu o cămașă croită și cusută de el, a început de atunci să consulte literatură și etnografi ca să afle mai multe despre tradiția pe cale de dispariție. În acest răstimp a cusut sute de haine naționale. La Cosăuță am găsit o ei veche care am readus-o la viață, apoi în Șolcani, Casa Muzeu, la fel un ornament foarte frumos, tot la fel l-am reprodus. Așa, colegii de literatură, mergem pe la muzee, sunt realizate, adică avem în raion, avem și artiști profesionali care s-au confecționat la noi costume și în America au ajuns. Din pasiunea față de hainele naționale a întemeiat la Vădeni un atelier al meșterilor populari, specializat în confecționarea costumelor tradiționale specifice zonei de nord a țării. Eu confecționam, mai este cu fetele de acum, ieile și poalele la costum. Cu încetul am văzut că trebuie și Catrința. Spune, am un mai tare tot în valoare, Catrința autentică. Și încetișor, încetișor, umblând prin zona noastră, am găsit și la noi. Am găsit Catrință vechi, la Căinarea, la Vădeni am găsit. El era parcă în formă de țolișor, dar era ornamentul potrivit pentru Catrință. Și l-am reprodus pe Catrință. Și încetișor, eu țesam, el cosă. Pe urmă început a atrage fetele. Cei mai mulți dintre meșteri sunt autodidacți, iar acum realizează costume atât pentru ei înșiși, cât și la comandă pentru ansamblurile din zonă. Meșterii din Vădeni sunt și ei artiști, formând împreună cu alți consăteni ansamblul folcloric Țărâncuța. Activez în acest centru chiar din primele zile. Am făcut cursuri, dar pasiunea de a broda am avut-o din copilărie, din orele de muncă de la școală. Confecționarea unei ei, dacă exact mă țin de lucru, 2-3 săptămâni o și unesc și detaliile. Cos, am lucrat și cu nepoțica. Este o satisfacție a sufletului. Este un timp liber care îl dedic acestui lucru frumos, aș spune, pentru care trebuie să-l reproducem și să-l păstrăm și să-l transmitem următoarei generații. Cetatea Soroca va găzdui duminică Festivalul Meșterilor Populari, în cadrul căruia își vor etala lucrările peste 70 de creaturi ai portului național din întreaga țară. Un reportaj amplu la acest subiect urmăriți duminică la Rapsodia Satului. Emisiunea începe la ora 14.